Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la carieră, bă. Revine cariera astăzi. N-am mai avut carieră de vreo 10 zile, parcă, sau ceva de genul. Și revenim astăzi. Îmi pare rău că n-am postat. Îmi pare foarte rău, dar am fost la Untold. Ok, hai să continuăm aici, avem meci cu Inter, bă, pe primul loc ei, se pare au golaveraj mai bun, cred. Noi avem 6 puncte, la fel ca ei. Ei, la alții, bă, deci ceilalți nu contează, suntem mult prea buni. Fost am echipă de carieră, Inter, ne-am dat dracu. Și avem această echipă, din păcate, vom juca cu Son puțin obosit, pentru că s-a accentat Young și n-avem winger de rezervă, asta este. Când nu dai bani, o iei în mână. Așa, jucăm în kitul clasic, bă, și pe ei îmbrăcăm în kitul ăla de acasă, ăla fain. Ei, chiar e mișto asta, combinația de culori. Și haideți să începem. De ce am făcut remarca aia gay cu culorile? Haide. Da, bă, jucăm acasă meciul ăsta, e bine. Mamă, de când aștept acest meci? Ăsta e meciul cel mai important. Se aude prea tare, urechile, futu-s morții, mă, din gât. Champions League, aici dăm mâna cu arbitrii care o să ne fure. Presim că o să ne fure arbitru principal în meciul ăsta. Și nu numai. Jovetic, Verbanega, numai bătrâne aici, mă. Cine dracu Radoi ăla, nu? Rădoi! Camaciu. Hai, Serghei. Serghei, acolo. Poate tu, Corea, poate, ai 99 dribbling sau cât morții tăi ai. Și nu ești în stare să treci de bulangiul ăla. Bun, hai că e bine, până la urmă recuperează-mă. Îmi place când își răscumpără greșit din jocul de mic. Șmecherii, pasă acolo peste, ala-i tată. Emre Mor. Hai, Mor. Ok, a dat-o bine, dă-te dracu și Serghei, e mare și, e mare degeaba, e mare și prost. Prinde Perin, mamă, Perin, ai de cap, mă, bă, portarul ăsta îmi scoate pe real mereu când dau de el. Ok, Escalante, bine acolo Son. Pișe-i ochii lui Perin. Bine, bine. Și culmea el a pus mâna la ochi, extraordinar. Ironia. Stai, a fost de vechi. Ce? Ok. Și numai că schimbă, a dat automat, ce pula mea, nu mă lasă jocul să joc, bă. Jocul ăsta nu te lasă să joci. Vrea să fac el tot în locul tău. Dar s-o sugeți voi, nu vreți. Haide, prinde acolo, iese Begovic. A smirs. Ce? Futu-s morți, mă, de portar autist. Bun, ala-i. Așa. Așa, urcă, Corea. Oh, stai că se duce Escala, aolă, nu, CDM-ul, îi lent, dar e gol, no, Perin, no, nope. Eram atât de sigur că o să fie gol ăla, era poziție 1-1 cu portarul, Perin însă îmi distruge visul. Ah, Banega, marș, Banega, PAC! Camacho, tatăl lor. Dar ce dracu căută pe partea lui Pașlec? Ok, ca... nu contează. E bine că a venit Emre Mor însă-și bagă pula în ce a făcut. Camacho, Banega, Medel, ăsta n-are șut bun, deci e ok. Putem să lăsăm acolo puțin liber. Oh, futu-s morții, mătii, nu penalti, nu, a fost fault, nu m-a furat arbitru. Cred. Hai să vedem reluarea mai bine, dar am intrat fix pe piciorul lui, am băgat un tackling stupid. Da. Vedem curul arbitrului la reluare. Mulțumim ei Sports pentru calitatea acestui joc. Deci atenția la detalii este covârșitoare. Futu-s morții tăi. Begovic a fost pe minge, dar nu poate, nu e super stolor. Asta este. Hai, mă, cât de aproape a fost. Și este și mare, băi, înalt ca dracu. Și trebuie să ajungă la aia. Asta este. Bun, acolo ajunge Son. Foul din spate, fără minge. Cel puțin galben, nu să fie doar galben. Măcar să fie doar galben, e bine. E pierdut, mare fază, nu? Hai să vedem, Son, am dat la maxim, nu că chiar era bine. Ok, pe poartă, căcat. Să te conduci de Inter, dar trecut am pierdut cu United-ul. Dar aici am cam dominat și drept. Nu prea meritau ăștia golul, Jesus, Iisus greșește, mă, asta e, mă. Iisus e cu noi, Son, 1-1, superb. Două greșeli, două goluri, asta este, n-ai ce să faci. Transpiratul nostru, sudcoreanul nostru transpirat aici. De ce tot remarc detaliile astea homosexuale, mă? Ce dracu e neregulă cu mine? Șut acolo din prima, îl bate pe Perin, nicio șansă, Son are șutul prea bun, bă. Gibas e alături de noi, cum dracu, dacă ne rugăm și ținem post, normal. Post de la postare. V-ați prins? Camacho, bună-i. Așa, călcă-i, bine Corea. Corea cam invizibil în meciul ăsta, bă. A apărut puțin la început și după aceea s-a stins, săracu. Ghișirea repede, ce? Ba, na, reluare. A fost, a luat mingea ochii, dar după aia s-a împiedicat Son de el, futu-s morții, mă, Tison. Dar totuși, bă, mentea un penalti pe și eu, că și i-au primit, ce dracu. Unlucky guy. Oh, Mor, fii atent.
Emre Mor, Emre, hai, turculete. Bună asta, o zi. Dă-mă, mă, în spate un dragback de la sau cum pula mea se numește. Savic e gol ăsta, n-are cum, ai de pizda, mă, ti Savic. Teribil. Iisus Hristos, na, căcat. Perisic. Perisic, ăsta e periculos, no, și trece de doi, cum pizda, ca, până la Camacho. Bă, ce bun a fost Camacho azi. Camacho. Ok, n-am vrut să dau pase, acordai bine. Ok, până la urmă se termină cu bine. Bă, Camacho chiar a fost incredibil de bun. N-am mai avut de mult un meci atât de ok. Ca acum se duce la ala, am văzut ce pasă, dă-te în pula. Toate scalante penalti. Data asta trebuie să fie. Așa, iubește-mă, arbitrule, iubește-mă. Bun, 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 bun. Așa. Hai, ăsta clar a fost. A băgat tackling, la fel cum am băgat și eu. Un tackling de prost, fără niciun viitor. Extraordinar. I-a luat piciorul din spate. Vreau să se sărute, probabil. Gheoșisme multe în episodul de azi. Și... uite, pula mea, la fel ca la penaltiul lor, bă. Aproape să ajungă Perina. Ghici colțul. Cred că a și atins mingea destul de bine. Mai bine decât Begovic. Begovic, de fapt, n-a atins-o. E autist. E 2-1, până la urmă. Ceea ce e bine. Ia să revedem. Cu emoții acolo. Da, a atins-o și a deviat-o în poartă. Până la urmă conducem Ozi acup, înscrie Son și Ozi. Am adus golurile, poate mai dăm. Nu că nu poți da skip în căcatul ăsta de joc. De ce pula mea să nu mai stai să vezi chestii pe care nu vrei să le vezi? Aaaa, am greșit, o fac. Nu, Caprari, Caprari prost pleacă, futu-ți morții, mati. Ok, nu știu de unde pulă, n-am, jur că n-am mâncat căcat când m-am trezit, jur, deci jur. Că n-am, ai de capul meu. Ok, ok, ne rugăm, pupăm, ne închinăm, ținem post negru două zile după asta, că altfel nu o să mai vedem așa ceva niciodată. Nu pot să, ce dracu spasele alea, mă, nu pot să cred, încă o dată, scapă acolo, este pe lângă Murilo. Bun, încă o dată bulan imens, este fucking fundașul, ce, nu pot să cred, nu, 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 am probleme psihice. Din nou Murilo. Bă, cineva mă iubește. Cineva clar mă iubește. Un penalti, un gol dintr-o greșeală și ratări imense la ăștia. Pentru că e fundașul central la fucking finalizare. De asta nu-mi place mie la Tăteacu. Că ți-aduce un fundaș central acolo și apare mereu. Deci că e atacant al dracu. Nu mai la par. Din nou Murilo. Bă, să-mi bag pula, jocul ăsta e tâmpit, mă. Dar nu pot să scap, incredibil. Căprarul șut Banega pe lângă. Ai de pula mea. Ai de pizda, mă, zi. Jur, bă, deci jur că n-am mâncat căcat de dimineață, jur. Nu știu de unde vine norocul ăsta, din... Poate am călcat în el, asta nu știu. Ok, Escalante. Escalante, bine, tată. Dacă dau gol după ce au ratat ăștia atâtea ocazii. Deci, cred că încep să mă îndoiesc, cred că sunt somnambul și mănânc căcat. Cred că sunt un somnambul scatofil. Se termină meciul până la urmă, bă, câștigăm cu 2-1 într-un meci extrem de norocos. Ne-au dominat ăștia, să-mi bat pula, cred că ne-au dominat la absolut tot. Șuturi, nu la șuturi, serios? Am avut eu cei mai multe în prima repriză, dar posesia a fost clar de partea lor. La am avut 21 de tech, ce dracu, mă. Bă, am intrat aici în, cum îi zice, în clasament și văd că City pe ultimul loc, Liverpool pe 19, Watford pe 18. Ce morți se întâmplă în liga asta? De ce e fucking City care au o grămadă de bani pe ultimul loc? Cu 4 puncte în 8 meciuri, bă. Ceva se întâmplă. Noi suntem pe locul 4 și avem acum meci cu Newcastle pe locul 7. Da, bă, meci în deplasare acum. Jucăm cu zeul lor. Este timpul pentru zeul lor, zeul lor, zeul lor, zeul lor. Da, băi, timpul pentru zeul lor, Cristi Tănase astăzi. Avem pe Johansson în atac, avem pe Rivera, avem pe Fosu, Abdenur, Henry. Pe cam acel păstrăm pentru că a jucat grozav și vreau să păstreze forma aia genială. Și hai să începem meci cu Newcastle, locul 7 pentru ei, dar trebuie să jucăm că nu prea stăm bine în campionat. Hai să vedem, avem aruncare, Henry, aruncă, aolo. Ok, trebuie să o arunc în față, n-am apăsat pe buton, pur și simplu, idiot. Oh, Johansson, pasă, pasă bună. Ai Fosu și nu poate, că e autist. No, shoot, ce, Yedlin, shoot. De ce, ai de pula mea, cât de aproape, bă, dar, bă, n-a putut al dracu să bage mingea aia, să bage piciorul minge cum trebuie. A dat foarte prost, parcă a avut picior de lemn. Bă, numai că fost umesa sare peste minge, dita mai animalul în pizda, mă, si de animal prost. Animalule. De morți să dăm, ok. Ok, Camacho, bune asta, pasă, shoot, hai, Giordano, în pizda, n-o pot să cred, bă. Sales, Sales, scoate morții, mă, tii Giordano, că nu ești în stare să finalizezi de acolo. Oh! Sales, da. Da. Tot Giordano cu capul de data asta.
De parcă e marele Caliel acolo. Ok, Rusu, stai, fii atent că mergem cu fundașul central. Fosule, hai, hai, animalule. Pasă, pasă, Johansson. Ce morți, mă, te cauți acolo, nu contează. E Camacho încă o dată. Și ratăm, ratăm, trei ratări. Nici aveam pretenții la Camacho să finalizeze bine, că e fucking left back. Dar nu știu de ce morți tot urcă și stă acolo. Că i-am dat instrucțiune din asta, stea în apărare. Ok, da, hai, hai. Ok, Camacho, ce trebuie caută pe numai pe partea lui nu stă. Nu știu ce morți se întâmplă astăzi. Deci, Camacho e pe oriunde numai în poziția lui nu e. Și nu e neapărat un lucru rău ăsta, că ne creează superioritate, dar să nu ne prindă. Contraatacăm Bemba. Ok, ok, Fosu, super Fosu, pasă. Din nou, Camacho, nu pot să cred. Pleacă în pizda, mă, din apărare. Yedlin scoate, bine. Hai să-mi bag pula. Unde-mi sunt ăștia din apărare? Ok, ok. Ok, ok, normal, normal, nu cu Begovic. Bă, ce dracu se întâmplă? Trag și ăștia cu rightback-ul. Nu știu, e ciudat meciul ăsta, e ciudat tare. Nimeni nu stă unde trebuie. Fucking Johansson e pe dreapta. Camacho se crede atacant. Oh, dar ce pasă, dă-te în pizda, mătii. Hai, tănase, Zeulord, Zeulord, faulta din spate. Foc pe casă, în mormântări, în familie, îmi pare rău. Nu știu cine ești, dar e și roșu. E și roșu, știi că e roșu. Știi că e roșu, futu-ți morții, mătii, de prost. Îl faultez pe zeul lor și... Acum gata, Yedlin, nu o să vă zis de el, o să fii șters din istorie. Ok, dar hai să vedem acum ce facem. Batem cu Ozi, să batem noi cu Ozi. Cred că e cel mai bun de aici. Are curve multe, deci e ok. E peștele ideal pentru acest tip de lovitură liberă. Hai să vedem cum iese Ozi acum. Pizde. Oh, bine așa. Bine așa, Abdenur. Hai, Giordano. Hai, Giordano. Hai, Giordano, în pizda, mătii. Mi-e frică să dau la Johansson mingea asta, sincer. Dar o dau pe jos acum. Pe jos, în pizda. Izeul lor, calm, calm, calm. Schimbare că mor, schimbare. Schimbăm ceva că nu merge nimic în echipa asta. Și sunt și cu un om în plus, ceea ce e foarte trist. N-am atacant, așa-i? Asta e de căcat. Băgăm așa atunci și îl băgăm pe Agafite aici, în bandă, și băgăm și pe Savic în locul lui Rivera, care a fost absolut degeaba, deși a jucat bine în ultimele episoade. Ok, trebuie să ne aruncăm puțin în atac, bă, că nu merge, pur și simplu, am un om în plus, nu sunt în stare să marchez și pierd și posesia într-o fază simplă. Incredibil, Ozi. Pasă măstuia, e Sergei. Sergei, pasă, superbă, nu știu dacă a fost offside, dar... Ok, a fost offside, dar te-mi pizda, mă, Ozi, Iacob, cât de autist să fii, prietene. Cât de inapt să fii să faci asta? Ok, mai inapt de... O să zic că n-am... Bă, cum morții mei n-am fost pe traiectoria balonului acolo? Și mai și faultez. Calm. E și galben. E de galben. Fute-i un pumn. Fute-i în cap în gura Agafite la arbitrul ăla. Figanea, bagă-i mâna în gât și pune-l la pământ. Chit că o să fii suspendat. Mi se rupe. Ok, o zi bune. Asta aici e gol. Aici vine golul Agafitei. Fii atent. Fii atent că e nervos că a luat galben. Pe nedrept. Hai de acolo jos! No! Cum? Cum? Nu cred, nu pot să cred. Cum morții mei, cum? Dezamăgirea din ochii mei se poate citi oare acum? Ai de pizda, măsi. Ai de pizda, măsi. Cum pula mea să ratez singur cu portarul Son în paștele mătii? Și acum Abdenur se precipită prin care, mă? Extraordinar. Totul... Pasă la adversar. Pasă la... Norocul Camacho care vine și face ceva. Futu-vă în gât de autiști. Ok. Son. Pasă. Pasă bună în paștele mătii de oblica. Calm, 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 calm. Nu, 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 nu pot să cred. Refuz să cred că iau gol aici. Begovic. Nu, nu, futu... Nu pot să cred, nu pot să cred, Da păi, da păi, să nu-ți bași toată pula în ea, echipă, ratezi tot meciul singur cu portarul, dau pase la adversari și numai că vine golul, mă, din minge respinsă și aute, uite unde se uita handicapul de Abdenur, mă, se uita în parte, parcă mingea venea de acolo, te pregătești să vină o pulă după tine, mă. Tu-s morții, mătii. Acum trebuie să lupt aici să-i galeze Agafitei. Hai! Nu! Nu pot să cred. Nu. Cu un om în minus iau bătaie. Nu pot să cred că iau bătaie cu un om în minus la adversar. Nu pot să cred. Nu există așa ceva. Mă bate Newcastle, care au jucat cu un om în minus.
o repriză întreagă aproape. Când au la roșu? Nu, mai mult! Au jucat... trei sferturi din meci aproape au jucat cu un om în minus și mai era și fundaș Yedlin și n-a fost în stare să bat. Normal că nici nu crește nimeni la antrenamente, că de ce să avem ceva pozitiv aici pe final de episod? Băi, și cam atât pentru asta. Data viitoare cred că avem meciul cu Wolfsburg, dacă nu mă înșel. Vom simula cu Watford, care sunt acolo la retrogradare. Și vom mai juca poate cu Southampton, poate cu ăștia în niciun caz. Poate cu Inter, de ce nu? Nou meci cu Inter? Da, bă, cam atât însă pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul. Garcia scapă de suspendare și eu vă spun la revedere. Să dați like dacă v-a plăcut. Și, nu știu, subscribe dacă sunteți noi, share dacă v-a plăcut video-ul sau chestii de genul, cum se mai spune aici așa. Îmi trebuie și mie de aia de outro, mă, să spun așa repede chestii mișto de parcă award rapper așa să săit sau râit. Da, bă, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Quick. Ciao, les.